Un alt obiectiv început cu Rapid. CSM Ploiești vrea locurile 3-6 în noul sezon din Liga Națională. Targetul echipei de handbal feminin este atacat chiar din prima etapă, iar CSM-ul înfruntă Rapidul mâine dimineață în sala din Giulești. Teoretic, ploieștencele sunt favorite, având în vedere că formația giuleșteană este nou promovată. Noul antrenor al Ploieștiului, Neven Hrupeț, își dorește un debut victorios. Dă bine la moral, atât pentru croat cât și în privința lotului, care și-a schimbat configurația într-o proporție mare. Hrupeț a declarat că echipa este pregătită de campionat și arată bine, chiar dacă se pune problema omogenității. Antrenorul le vrea pe fete disciplinate tactic și, dacă vor reuși acest lucru împotriva rapidistelor, vede un start victorios. CSM Ploiești se bazează pe două triplete în confruntările din Liga Națională, împreună cu vechile componente ale lotului. Una română, formată din Farcău, Tivadar și Tudor, iar cealaltă sârbă, cu Tatalovici, Dmitrovici și Bozovici. Toate cele șase handbaliste au titluri importante și trebuie să confirme transferurile lor la Ploiești. Gruparea ploieșteană are și două absențe importante la linia de 9 metri. Daciana Balaban și Ala Sheiko sunt în perioada de refacere după operațiile la genunchi suferite pe finalul sezonului trecut.